Moaștele Sfântului Efrem cel Nou de la reședința patriarhală vor fi aduse vineri la parohia Adormirea Maicii Domnului Malaxa din capitală. Racla cu sfintele moaște va fi așezată spre închinare în biserica parohială, unde vor rămâne până duminică. Biserica va fi deschisă până seara târziu. Vom fi eu și părintele coslujitor, unul din preoți în permanență, vom fi în biserică și îi vom aștepta spre închinare și spre cinstire pe și noștri, nu numai din parohia noastră, dar și din parohiile vecine și chiar din întreg București. Este pentru prima dată când racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Efrem cel Nou ajunge în această biserică. Sfântul Mucenic Efrem cel Nou s-a născut în data de 14 septembrie 1384, în ziua de cinstirea Sfintei Cruci, iar după o viață dedicată lui Hristos, la vârsta de 41 de ani, a fost prins de otomani și supus la chinuri groaznice, chiar în curtea mănăstirii sale de lângă Nea Macri, Grecia. Sfintele Moaște au fost descoperite în anul 1950. Este prăznuit de către biserica ortodoxă în fiecare an pe 5 mai.